Primăria Pașcani continuă să taie arbori ornamentali verzi fără să aibă avizul Agenției de Protecție a Mediului Iași. Este vorba despre 8 tuia înalți de câțiva metri din fața sălii de sport din fața colegiului Mihail Sadoveanu. Copacii au fost puși la pământ în cursul zilei de sâmbătă, în contextul executării unor reparații a fațadei clădirii și trotuarelor. Situația a fost denunțată public de consilierul Sorin Olariu. El a postat pe Facebook o filmare de la fața locului. Au început să taie copaci. Deci, copaci, tuia. Da? Exact cum au făcut exprimarea, dar se pare că ăștia erau mult mai mari. Mult mai mari. Pentru că avem aici o rază de cel puțin 15, dacă nu ar fi 20 de centimetri. Da? Deci legea pentru ei nu mai are nicio legătură. Da, n-au nicio. Respect față de natură. Respect față de lege, respect față de oameni, de cetățeni, nu am nicio legătură. Băi, țin cu treaba lor. Consilierul Pășcănean a solicitat explicații reprezentanților primăriei în ședința ordinară a legislativului Pășcănean, care a avut loc pe 30 mai. Olariu a spus că a trimis din nou o sesizare la Garda de Mediu și a atras atenția că arborii verzi nu pot fi tăiați fără avizul Agenției de Protecție a Mediului Iași. Cine și cu ce avize a tăiat arborii din curtea colegiului Sadoveanu, de lângă sala de sport, vreo 8 sau 9 arbori tăiați acolo? Cu avizul cui? Agenției de mediu? Sau... Nu necesită avizul. Domnul Pintilie, aveți colegul dumneavoastră, domnul Rățoi, care a primit o științare de la Agenția de Mediu, care i-a spus clar că și tuia sunt considerați arbori și orice arbor, indiferent de natura lui, care depășește, mă refer la trunchi, 10 cm în diametru, se supune avizării. Da? Deci, regimului silvic. Și, dacă nu știați, puteți să întrebați. Bine, eu am făcut o plângere la Garda de Mediu și ei vor hotărâ acest lucru. Arborii au fost tăiați pentru că afectau fațada blocului și trotuarele, a spus viceprimarul Cristian Rățoi pentru BIT TV. În locul lor urmează să fie plantați puieți de tei la o distanță mai mare de clădire. Menționăm că în luna februarie, anul curent, primăria Pașcani a fost amendată de Garda de Mediu cu suma de 20.000 de lei pentru tăierea mai multor arbori verzi în centrul municipiului, fără avizul APM. Sancțiunea a fost achitată cu bani de la bugetul local.